Bună, Scorpion, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care ai de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea. Așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vom vedea în primul rând care este mesajul din partea îngerilor romantici. Ce fel de dragoste împărtășești tu cu persoana dragă? Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Ești îndemnat aici să flirtezi cu această persoană. O persoană care poate chiar te-a decepționat sau ar putea fi nu doar că ești îndemnat, poate chiar acest lucru ți-l dorești, să flirtezi cu această persoană care există și anumite măști aici. O persoană care a provocat decepție. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ok. Hai să văd cine ești tu în această situație. Cine ești tu? Energia divină feminină, o persoană care este foarte bine văzută iarăși în comunitate. De multe ori această energie mă duce cu gândul la împărăteasa. Acum, această persoană poate și să tânjească după cineva. Care este energia acestei persoane în această conexiune? Care este energia acestei persoane? Disper. Asta a venit și această carte a venit și în cazul racilor, în aceeași poziție. Aici mă duce cu gândul la o persoană care se gândește la tine, își dorește să acționeze în direcția ta. Dar iarăși, e o mască aici, e o persoană falsă în această situație. Avem false person, persoană falsă. Parcă și o persoană plină de ego, îmi vine să spun cu această persoană de aici. O persoană care e foarte mândră și nu vrea să recunoască faptul că de fapt este rănit, este rănită. Hai să vedem situația dintre voi, care este situația dintre voi în această perioadă. O legătură de flăcări gemene avem aici pentru voi. Alesul, suflete care se oglindesc aici. Ok, interesant. Și ați văzut că am amestecat pachetul aici, de față cu voi, deci nu am... Cineva are nevoie să fie salvat iarăși dintr-o anumită situație. Există și alte persoane implicate aici, în această conexiune. Nevoia de intervenție, de a salva oarecum situația. Ok, hai să vedem tarotul, ce vrea să ne spună astăzi. Și echinocțiu fericit, suntem oficial în anotimpul primăvara. După mine cel mai frumos anotimp, deși fiecare își are farmecul său. Mesaje pentru zodia Scorpion. Cinci de spade.
Iarăși, această decepție, această mască purtată de cineva anume, 8 de monede și regele de spade. O persoană, regele de spade poate fi un semn de aer, gemeni balanță vărsător, dar este și o persoană foarte calculată, care își face un anume plan și nu se abate de la planul său. Și acest plan include și oarecare decepție în această situație pentru voi. Ok. În mintea ta văd steaua, în sentimentele tale puterea, două arcane majore, asul de bâte în acțiunile tale, doi de spade în mintea sa, patru de spade în sentimentele sale, împărăteasa în acțiunile sale, judecata reprezintă surpriza din partea Universului, soarele, sfatul divinității și pajul de spade. Shiraci au avut iarăși aceeași carte în viitorul, în aceeași poziție. Avem destul de multe arcane majore și avem 1, 2, 3, 4, 5 arcane majore din 9 cărți pe masă, ceea ce îmi spune că această eclipsă, poate chiar din 25, eclipsa de lună din 25 martie, vine cu schimbări majore pentru voi și nu știu dacă puteți voi interveni atât de mult. E acel moment în care viața vă spune că lucrurile cam așa trebuie să stea și nu altfel, da? Nu prea puteți interveni voi. O citire cu arcane majore vorbește despre un impact major din partea Universului, da? Și lucruri pe care nu le prea puteți schimba. Steaua și ce vreau să spun, arcanele majore din citirea voastră sunt arcane majore pozitive, toate. Deci, nu cred că veți avea ceva de suferit. Poate această decepție, această mască purtată, cred eu, de această persoană. Deci steaua. Steaua, Hierofantul și 6 de cupe. Ești dedicat acestei persoane. Îți dorești să acționezi în direcția sa. Poate fi o persoană din trecut. Cu toate că această persoană cu acest doi de spade o văd ușor blocată, e necesar să ia o anumită decizie și e o decizie grea, între ce și ce anume ar trebui să aleagă această persoană. Văd 9 de cupe, 10 de cupe. Între dragoste și a pune punct acestei situații, clar. Între dragoste, ceea ce reprezintă dorința sa și poate de asta este și în această stare de disperare. Și uite, văd din nou această nevoie de a lua această decizie. Ok. Puterea este în sentimentele tale. De ce puterea? Doi de spade. Puterea, aici avem vărsător, leu, săgetător, taur, balanță din arcanele majore, dar poate fi orice semn zodiacal. Puterea și doi de spade aici, parcă îți dorești să-ți înfrânezi această pasiune pe care o simți. Da, în gândurile tale tu ești dedicată acestei persoane, dedicată acestei persoane și reprezintă steaua ta. Dar în sentimentele tale văd acest doi de spade și puterea, ceea ce îmi spune că poți să te afli într-un anume blocaj, nu prea știi cum, parcă îți înfrânezi, da, sentimentele și nu lași să fie exprimate, să fie, sau nu știu dacă să fie exprimate, nu lași să ți le suprimi.
Această persoană are 4 de spade, e într-o pauză de vindecare. De ce 4 de spade? Nebunul, ok, și 2 de monede. Meditează la acest nou început cu tine. De ce nebunul? De ce nebunul? Nebunul reprezintă, da, nebunul și cartea ta, cartea scorpionului. Un nou început cu tine. Meditează, se gândește la acest nou început plin cu pasiune. Se roagă chiar. Acum, asul de bâte este în acțiunile tale. Asul de bâte vine cu multă pasiune, da, cu inspirație. Acel moment în care îți dai seama că știi ce e bine de făcut pentru tine și roata norocului. Și asul de monede. E un nou început pentru tine aici în acțiunile tale. Și e ceva pe destinul tău, pentru că avem roata norocului. De ce roata norocului? Hai să văd dacă mai obțin ceva. De ce roata norocului? 3 de monede. Ceva ce îți aduce colaborare, lucru în echipă. Da. Împărăteasa este în acțiunile sale. De ce împărăteasa? De ce împărăteasa? 4 de spade. Și luna. Energia feminină. Poate fi o femeie aici implicată. Asul de spade. Împărăteasa poate fi și energia soției. Văd și 3 de spade la baza pachetului. Parcă asta ar reprezenta soluția. De asemenea, poate să există. Poate să punem pe pauză creșterea și abundența și prosperitatea în această situație cu acest 4 de spade. Și asta îi aduce foarte multă durere acestei persoane. Interesant. O persoană indecisă. Și în același timp și în această stare de disperare. Judecata este în surpriza din partea Universului. Judecata poate veni chiar cu energie de reconciliere, dar 10 de bâte. Asta cu efort, ok, cu muncă. Scuze. Va trebui să-mi adun cărțile. Jumătate de pachet mi-a căzut. De ce 10 de bâte? De ce 10 de bâte? Regina de monede. Și temperanță la baza pachetului. Greutăți, poveri aici. Dar nu știu de ce această regină de monede, această energie care poate fi un semn de pământ. Ok. Soarele este în sfatul divinității. Soarele vine cu lumină, cu claritate. Este o carte foarte bună, cea mai pozitivă, da, carte din tarot. Și este iarăși pentru zodia Leu. De ce soarele în sfatul divinității? Steaua, să nu-ți pierzi speranța. Pentru că există speranța aici. Și văd 2 de cupe la baza pachetului. Și soarele și împărăteasa.
Acum, dacă stau să mă gândesc bine, poate fi că tu reprezinți această energie a împărătesei din acțiunile acestei persoane și parcă pune pe pauză această energie. Deși se gândește la tine, deși se gândește constant la tine, parcă e într-o stare de amorțeală această persoană. Ok. Pajul de spade este în viitorul posibil între voi. De ce pajul de spade? De ce pajul de spade? Cavalerul de bâte. Poate fi un săgetător, leu, berbec aici implicat, dar o persoană care te urmărește, da, nu vrea să renunțe la tine, dar este în același timp și indecis. Indecisă. Poate să fie această energie, energia ta, felul în care tu primești energia acestei persoane, regina de spade. De ce cavalerul de bâte? De ce cavalerul de bâte? Ce va face această persoană în viitor? Patru de monede. Și nouă de monede la baza pachetului. Nu se va dezvălui așa, nu se va deschide. Refuză să se deschidă. Te urmărește, da, constant, da. Și poate chiar își dorește, se gândește la un nou început aici. Dar sunt anumite măști, sunt anumite. Există o anumită energie de decepție aici. Ok, am să extrag acum și un card, două, cu un mesaj din partea acestei persoane în ceea ce privește adevărul ascuns aici. Atât de multe lucruri îmi amintesc de tine. So many things remind me of you. Te doresc. I want you. Un alt mesaj. Ce ar mai vrea să-ți spună această persoană? E nevoie să. Da, we need to let each other go. E nevoie să ne despărțim. Și încă un mesaj, mai vreau un mesaj. De ce acest we need to let each other go? De ce? Îmi doresc să îmi pot lua cuvintele înapoi, iar la baza pachetului ce avem aici, voi aștepta un semn de la tine. Ok, I will wait for a sign from you. Da, o citire grea. Cel puțin cu această persoană care e într-o stare de amorțeală, de nu vrea să trăiască sentimentele pe care le are pentru tine. Ok, păcat. Acum, dacă îți dorești o citire cu un mesaj personal, nu uita că îmi poți scrie pe adresa mea de e-mail. Eu te aștept oricând. Dacă rezonezi cu acest mesaj, de asemenea, poți să te abonezi canalului și să-mi dai un like sau un share pentru un prieten care consider tu că l-ar ajuta acest mesaj. Eu îți mulțumesc pentru faptul că ești aici cu mine și că urmărești această citire și te îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!